tristă, din păcate, astăzi a murit academicianul Constantin Bălăceanu Stolnic la vârsta de 100 de ani. A apucat să împlinească 100 de ani, se deplasa cu greutate și avem acum un ultim interviu pe care l-am realizat chiar pe scena Academiei Române luna trecută. Este incredibil, nu a ieșit niciodată la pensie, domnul academician, preda 3 cursuri la universitate și era considerat ultimul boier al României. Să vedeți ce moștenire a lăsat pentru tineri. Mesaje foarte importante. Ce vă doriți să faceți de acum înainte? Întâi și întâi să fiu mai sănătos. Să merg mai bine, să aud mai bine, să văd mai bine. După aceea să pot să mai particip la viața socială și la viața științifică, culturală și spirituală a României. Ceea ce face în momentul de facă. Și să mă bucur de familie și de bucurile care le mai oferă o viață unui om de 100 de ani. Sărbătorim anul viitor? Aia nu știu, întâi că nu știu dacă ajung în anul viitor și al doilea probabil că într-un alt loc, că toate perioadele vieții mele nu au fost numai riguros academice. Am avut și alte deschideri și poate găsim o altă posibilitate, dar să ajungem noi acolo. Un scurt mesaj la 100 dumneavoastră de ani pentru tinerii din România, vă rog, domnule profesor. Tinerii din România să fie mai deschiși către cultură, mai deschiși către spiritualitate, să se pregătească să fie, să-și ia răspunderea existenței lor, să muncească profesional și să lasă distracțiile mai la periferie, că altfel nu o să ajungă departe. Simt nevoia să vă fac o confidență. Am intrat în lumea politică acum mulți ani și pot să afirm astăzi, la mulți ani, diferență de momentul în care mi-am ales un parcurs politic, am ales puține persoane care să-mi fie mentor și ghiz în evoluția politică. Iar domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnici, în vremea aceea membru al partidului în care am ales să activez, mi-a fost un ghid, mi-a fost un sprijin, mi-a fost un model. Este un exemplu pentru mulți, nu numai pentru studenții dânsului, generații întregi, nu numai pentru doctoranzii dânsului. Mie mi-a scris prefața la două cărți, despre București și despre reședințele aristocratice de altă dată. Este un om care toată viața a citit, a învățat, a diseminat cultura, a propovăduit cultura oriunde a fost. Și ați văzut că astăzi, la ceas centenar, a avut un discurs absolut savant în care a făcut incursiuni în istorie, în știință, în religie, căutând să deslușească sensurile vieții și ale omului pe acest pământ. Sunt un optimist, am un chiracitacul, să vă dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani. Dumnezeu să-l odihnească. Mihai Copăceanu, psiholog și unul dintre discipolii academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici, este în legătură directă cu noi. Mulțumesc foarte mult, domnule psiholog. Îmi pare rău că stăm de vorbă într-o zi în care am primit această veste tristă, dar rămânem cu amintirile frumoase și cu întreaga comoară pe care a lăsat-o domnul academician. I-ați organizat această frumoasă aniversare la 100 de ani pe scenă. Ce sfat v-a lăsat dumneavoastră moștenire? Da, am fost amândoi prezenți în urmă cu aproape o lună în Academia Română și a fost cea mai mare bucurie a vieții sale. Cel mai bun sfat este de a munci constant. Nu știi exact unde se duce viața, dar trebuie să ai o profesie sigură și dumneia sa spunea foarte mult că pe lângă faptul că a fost om de știință, el a fost medic neurolog și a stat la 4 pacienți, s-a gândit mii și mii de bolnavi. M-a numărat dintre ultimii discipoli și dintre ultimii doctoranți ai domniei sale și m-a primit de fiecare dată în casa sa. Și astăzi, din păcate, am fost în casa în care a plecat de dimineață.
E un profesor, este un antropolog, un apropiat de biserica ortodoxă și de cea catolică, un om de știință remarcabil, numai cu 50 de ani vorbea despre neurocibernetică, ceea ce i-a adus prestigiu inclusiv în America de Sud și a influențat sute și, poate mii de oameni, mai ales în discursul său împotriva drogurilor, atât de actuală, iată, astăzi. Așa este, așa este. Era un militant împotriva drogurilor, pentru conștientizarea acestei probleme foarte grave, care, iată, face din ce în ce mai multe victime. Domnule Copăceanu, cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, ce ar trebui să știe? Ce se va întâmpla zilele următoare? Familia a reușit să facă planul pentru mormântare. Ce detalii ne puteți da? Nepoata domnului academician este încă în Franța, de data ce o să ajungă în țară, probabil se va transmite public unde va fi locul pentru omagiere și cu siguranță va fi momentan la cimitirul Belu și așteptăm, cum spuneam, sosirea în țara domnului Ana Maria, nepoata domnului academician, urmașa și moștenitoarea sa, și care va organiza momentarea de cinste. Am văzut-o în aceste imagini de la Academia Română pe scenă atunci când i-am luat ultimul interviu. A fost o onoare pentru mine, o discuție de colecție, cea cu domnul academician. O discuție scurtă acum la împlinirea vârstei de 100 de ani și chiar l-am întrebat, domnule Copăceanu, cum sărbătoriți la anul și mi-a spus atunci, nu știu dacă mai apuc. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc. Era perfect lucid, toți cei din sală, ați văzut academicieni, somități ale României l-au aplaudat și apreciau luciditatea. Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să-l odihnească.